S-a scris din nou istoria în Biserica Neagră. Sute de melomani s-au bucurat de interpretarea magistrală a oratorului Ilie de Mendelssohn. Doar de trei ori s-a mai cântat până acum la Brașov Elias, cel mai amplu și mai important oratoriu al secolului al XIX-lea. După Carmina Burana și Vivarte, coordonatorul festivalului Muzica Coronensis, Stefan Schland, a dat viață din nou unui proiect de mare anvergură, oratoriul Elias de Felix Mendelssohn Bartholdy. Minunata capodoperă a muzicii a reușit să transmită mesajul ediției a 11-a a festivalului: speranță și încredere. Parohia evanghelică dorește să inspire prin festivalul acesta încredere și speranță. Este un lucru foarte important și din punct de vedere spiritual, dar și pentru viața de zi cu zi a fiecărui cetățean al Brașovului. Un lucru care este inspirat de oratoriul Ilie, Dir Elias, de Felix Mendelssohn Bartholdy. Concertul vocal simfonic a adus împreună muzicieni brașoveni și invitați din străinătate. Au cântat, de parcă repetă de ani de zile, împreună sute de artiști din instituții și țări diferite. S-au reunit sub conducerea muzicală a dirijorului Stefan Schland corul Bach al Bisericii Negre, corul Bach din Hanovra, Germania, soprana Cristina Radu de la Opera Brașov, mezzo-soprana Mihaela Binder-Ungureanu din Viena, tenorul Cezar Dima din Rhein, Germania și baritonul Thorsten Goethe din Hanovra și orchestra simfonică a Filarmonicii Brașov. Publicul a fost copleșit de minunata interpretare, de concertul care a încheiat ediția a 11-a a festivalului Muzica Coronensis. O sonoritate impresionantă, cum numai în Biserica Neagră se poate auzi, iar binecuvântarea Domnului din final a ținut loc de aplauze, transmise în gând odată cu rugăciunea.